După ce soțul meu m-a văzut cu altul, singurele lui cuvinte au fost: Sper că ai rușine. Acele cuvinte au răsunat în mintea mea zile întregi. Erau atât de reci, atât de încărcate de o dezamăgire profundă, încât nici măcar nu am putut să-i răspund. Stăteam nemișcată, privindu-le cum își strânge lucrurile și pleacă din apartament, fără să mai adauge nimic. Totul s-a întâmplat atât de rapid încât nici nu am realizat pe moment cât de mult urma să mă afecteze viața. Să încep cu începutul. Eu și Andrei eram căsătoriți de cinci ani. Relația noastră nu a fost niciodată perfectă. Dar cine poate spune că are o căsnicie perfectă? Trecusem prin multe împreună, momente de bucurie, dar și momente de tensiune, certuri, împăcări, compromisuri. Cu toate acestea, în ultima vreme, lucrurile între noi se răciseră. Comunicarea devenise mai mult o rutină, și nu mai simțeam acea conexiune profundă care ne legase la început. La început, am încercat să înnec sentimentele. Credeam că e normal ca o căsnicie să-și piardă din intensitate după un timp, că toate cuplurile trec prin asta. Dar, în adâncul sufletului meu, știam că se întâmpla ceva mai mult. Nu mai eram aceeași lavinia care se bucura de viața cu Andrei. Începusem să mă simt singură chiar și atunci când el era lângă mine. Așa l-am cunoscut pe Mihai. Ne-am întâlnit la un eveniment de muncă, și de la primul schimb de priviri am simțit o atracție pe care nu o mai trăisem de mult. El era opusul lui Andrei, spontan, plin de viață, atent la detalii. Am început să ne vedem din ce în ce mai des mai întâi la cafele nevinovate și prânzuri de afaceri, dar pe măsură ce timpul trecea, întâlnirile noastre au devenit mai intime. În oferea acea atenție de care aveam atâta nevoie. Făcea să pară că înțelege fiecare gând pe care îl aveam, fiecare emoție pe care o trăiam. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să trădez încrederea lui Andrei. De fapt, nu am plănuit niciodată să-l înșel. Dar, cumva, am permis ca lucrurile să scape de sub control. Mă lăsam purtată de emoțiile care îmi lipseau acasă. Și, într-o zi, s-a întâmplat inevitabilul. Eram cu Mihai într-un restaurant mic, departe de oraș, unde nimeni nu ne cunoștea. Ne-am sărutat la masă, convinși că suntem doar noi doi în lumea noastră. Nu m-am gândit nici o clipă că cineva ne-ar putea vedea. Dar soarta a fost crudă. Când m-am ridicat de la masă să plec, privirea mea s-a întâlnit cu a lui Andrei, care stătea în pragul ușii, privind mă de la distanță. Nu voi uita niciodată expresia de pe chipul lui, era ca și cum totul se prăbușea în jurul său. M-a privit în tăcere timp de câteva secunde care păreau o eternitate. Apoi s-a întors și a plecat, fără să spună un cuvânt. Am simțit cu inima îmi cade în stomac. Am încercat să-l urmăresc, dar când am ieșit din restaurant, el deja dispăruse. Când am ajuns acasă, Andrei m-a aștepta. Nu era furios. Nu era nici măcar supărat. Era doar dezamăgit. M-a privit în ochi și mi-a spus acele cuvinte pe care nu le voi uita niciodată. Sper că ai rușine. Apoi a plecat. Am rămas singur în casă, înconjurată de tăcerea grea care apăsa fiecare colț al încăperii. Nu știam ce să fac. M-am simțit trădată de propriile mele acțiuni, incapabilă să înțeleg de ce am ajuns aici. Mă întrebam de ce nu am avut puterea să opresc totul înainte să se transforme într-o minciună atât de mare. Săptămânile care au urmat au fost un coșmar. Andrei nu s-a întors acasă. A refuzat să vorbească cu mine, să-mi ofere o explicație sau o șansă de a-l face să înțeleagă de ce am făcut ce am făcut. A aflat că Mihai era implicat, și așa am realizat că relația noastră nu va mai fi niciodată la fel. Încercam să-i trimit mesaje, să-l sun, să mă întâlnesc cu el, dar de fiecare dată mă loveam de același zid de tăcere. M-am trezit într-o criză de conștiință. Îmi dădeam seama că, deși nu l-am înșelat fizic până atunci, trădarea mea emoțională fusese la fel de profundă începusem să mă leg de Mihai pentru ceea ce-mi lipsea din căsnicia mea, iar asta a distrus totul. Nu era vorba doar de o greșeală de moment, ci de o serie de decizii care m-au adus aici. Într-o dimineață, după ce nu mai primisem nicio veste de la Andrei, am primit un mesaj simplu. Voi veni să-mi iau lucrurile. A fost ultima oară când l-am văzut. A intrat în casă, și a strâns câteva lucruri și a plecat fără să spună nimic. Când a închis ușa în urma lui, am știut că relația noastră s-a terminat. Nu mi-am dorit să ajung în acest punct. Nu am vrut să-mi distrug căsnicia, dar mi-am dat seama prea târziu că acțiunile mele nu mai pot fi reparate. Mihai nu a fost soluția la problemele mele, ci doar un refugiu temporar. Acum, când privesc înapoi, îmi dau seama că am distrus tot ce avea mai de preț pentru un sentiment trecător. Andrei nu a mai vrut să audă de mine, iar Mihai a dispărut și el din peisaj după câteva săptămâni. Am rămas singură, cu amintirile și regretele mele. Și singurele cuvinte care mai răsună în minte sunt acelea pe care Andrei mi le-a spus în acea noapte: Sper că ai rușine.